Cine v-a fermecat cu legea? Este un subiect extraordinar de important și nu este un capriciu al fratelui Tony. Wow, fratele Tony s-a supărat pe lege și vom vedea despre ce lege este vorba, ci efectiv o foarte mare parte din Biblie, mai ales din epistole, să spun mai degrabă așa, tratează acest subiect al legii evreiești. Îmi spune cineva foarte supărat, o doamnă foarte supărată, îmi zice, degeaba faci întâlnirea de pe 1 decembrie, dacă nu spui ce e esențial. Și zic eu, doamnă dragă, văd acolo că era o doamnă care mă urmărea activ, că ți apare acolo, fan activ. Zic, mamă, așa zice Facebook-ul, știi? Zice, uite un fan activ care e supărat pe mine, trebuie să-i aprind un beculeț, știi? Și zic, doamnă dragă, dar ce nu e esențial că am spus că pe 1 decembrie ne adunăm din nou să strigăm că Iisus e rege, să-L proclamăm pe Iisus că e rege, să vestim vindecarea prin El, eliberarea prin El, viața și evenimentul este intitulat Marea Unire a Românilor sub Hristos. Ce nu e esențial? Degeaba dacă ai desfințat legea. Zic, dar ce lege, doamnă dragă, că eu cred în continuare în decalog, eu cred în continuare în cele 10 porunci, eu cred în continuare în legea morală pe care Hristos ne-a lăsat-o și atenție și vom vorbi despre asta. Hristos a scris-o în noi și, în inima noastră, a scris-o pe tăblița inimii noastre în noi. Nu! Dacă nu mănânci sau nu scoți din alimentație nu știu ce, dacă nu ții ziua cu tare, sabatul cu tare sau ziua cu tare sau degeaba! Păi zic, doamnă dragă, dar ținem pe Hristos și ne ținem de Hristos. Nu! Dietă, ziua cu tare, sărbătoarea cu tare. Îmi scrie o altă doamnă și îmi zice, domnul pastor, sunt ortodoxă, dar vă urmăresc de mult timp și v-am ascultat aproape toate predicile. Azi este Sfântul Mihail și Gavril. Era să zic la multe, nu? Și soția mea, pe soția mea o cheamă Gabriela și știam de sărbătoarea asta și îmi zice doamna aceasta, domnul pastor, spuneți-mi și mie, ce trebuie să fac că nu vreau să-L mâni pe Dumnezeu? Am voie să spăl, am voie să calc, am voie să muncesc, am voie. Și am zis, doamnă dragă, tocmai acest subiect îl studiez chiar acum, eram la mine în birou. Biblia spune așa, nimeni să nu ne judece cu privire la o zi, cu privire la o sărbătoare, cu privire la o mâncare, la un sabat. Scrie sau nu scrie? Unde scrie? Unde? Roman 14, Coloseni 2, Galaten 3, Galaten 5. E plină Biblia. Evrei 10. Este plină Biblia de zeci și sute de versete în care ne spune lucrurile acestea. Nimeni să nu te judece. Am zis, doamnă dragă, puteți să mâncați, puteți să spălați, puteți să călcați și să faceți toate lucrurile acestea, avându-L pe Hristos în inimă și glorificându-L pe Hristos. Pentru că nimeni n-are voie să vă judece cu privire la o mâncare, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o zi specific, zice Pavel în Coloseni, cu privire la o zi de sabat. Specific zice, măi, dar nu zice, măi, Biblia. Dar zice, cum să nu zică? Și vreau să vedem, cartea Galateni este o carte extraordinară. Martin Luther, marele Martin Luther spune, aceasta este epistola mea, sunt însurat cu ea. Tare. Era însurat cu Galateni, știi? Epistola către Galateni. Galateni, interesant este că epistola aceasta către Galateni, Galateni care, apropo, termenul de galateni înseamnă străini sau străini. Acești gali au fost și, atenție, și în România, pentru că noi avem numele de galați. Pentru că a fost o cetate a galilor. Deci de-aia avem că ați văzut de multe ori când scriu în telefonul meu, Galateni îmi dă Gălățeni. Nu vreau mă să zic Gălățeni, iar în autocorectorul Gălățeni. Dar zic, las că Evanghelia asta e bună, epistola asta e bună și pentru Gălățeni. Domnul să-i ajute și pe Gălățeni să deschidem o biserică profite și acolo, amin? Deși cred că sunt biserici vii, dar n-ar mai streca un profite și acolo, amin? Și acești gali
Bineînțeles, știm cu toții, și în Franța, și în Marea Britanie, și în toată Europa au fost împrăștiați, dar cu precădere în Franța și în Marea Britanie. Și Pavel scrie această epistolă special pentru ei, care, repet, gal însemna străini. Pentru că este o epistolă pentru străini, pentru neamuri, cum Evanghelia trebuie propovăduită neamurilor. Pentru că veneau ucenicii lui Iisus Hristos, vesteau Evanghelia și spuneau: Iisus este suficient să fii mântuit. Și veneau iudaizatorii după și spuneau: No, mai trebuie ceva. Ce mai trebuie? Mai trebuie să nu mănânci porc, mai trebuie să ții sabatul, mai trebuie să nu mănânci fructe de mare, mai trebuie să, cu tot respectul, mama mea poartă batic, nu am nimic cu surorile care poartă batic, Dumnezeu să le binecuvinteze, le iubesc, sunt surorile mele. Le iubesc și pe surorile care nu poartă batic. Asta voiam să întreb. Surorile cu batic, le iubiți pe surorile fără batic? Mâna sus dacă le iubiți, mâna sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Surorile fără batic, le iubiți pe surorile cu batic? Mâna sus. Aleluia! Vă iubiți, nu? Altfel nu se poate în cer. Ok, respectăm încredințările. În Biserica Profide se poartă și batic. Sunt femei care poartă batic și nimeni nu le-a zis niciodată și nimeni nu s-a uitat urât la vreo femeie cu batic. Eu personal nu m-am uitat sau n-am zis: soră, dă batic. Nu există așa ceva. Încredințări sunt, dar atenție ce vreau să vă spun. Baticul nu e condiția mântuirii, nu există Hristos și batic, Hristos și sabat, Hristos și mâncare de porc sau să scoate alimentația de porc. Nu există așa ceva. Baticul nu e condiția mântuirii, nicăieri. Nu este. Vă spun din toată inima, dacă ar fi fost, ne-ar fi înștiințat, Iisus Hristos ne-ar fi spus, toți ceilalți apostoli ne-ar fi spus, știm și nu mai intrăm în contextul corintian și mulți v-au predicat și v-au spus despre asta, pentru că femeile se tundeau chele în Corint și erau asociate cu prostituatele și când veneau la Hristos, ele erau în continuare chele și chiar exista moda aceasta, de-aia Pavel și zice că și părul este învelitoarea capului. Vă respect, vă iubesc, purtați în continuare după încredințarea voastră, dar niciodată să nu considerați că o femeie n-ajunge în cer și că Hristos nu-i de ajuns unei femei care nu poartă batică, nu-i de ajuns. Nu, domnule, trebuie Hristos, dar mai trebuie ceva. Mai trebuie să spui și batica să fii mântuită. Nu există, că altfel legea ar bate harul. Sunteți de acord cu mine? Legea ar bate harul. Nu există Hristos și o dietă anume. Dom'le, dacă mănânci porc, ești spurcat și dacă continui lucrul acesta, nu ești mântuit. Nu există. Și vreau să vă spun și vreau să vă liniștiți, pentru că foarte multă lume mă întreabă despre subiectul acesta și vreau să-l clarific. Voi ați observat când este o evangelizare, când se predică Iisus Hristos, inclusiv poate și acum, dar nu vă zic să intrați acum, uitați-vă doar la mine, dar și acum sunt convins, sunt 100% convins că există oameni, în timp ce eu îl predic pe Hristos, care scriu acolo cu agresivitate extraordinară: da, dar surorile n-au batic. Băi, lasă-mă că e Hristos predicat și Hristos e de ajuns. Lasă-mă, stricaților, sfurcaților, n-o să ajungeți în iad, voi desfințați scripturile. Mă, lasă-mă că e Hristos predicat acolo. E unul din lume care se uită acum pe Facebook și care vrea să cunoască adevărul. Și dacă tu intri și dai un mesaj de genul acesta, anulezi toată propovăduirea lui Hristos și toată propovăduirea scripturii, pentru că el nu știe și îl induce în eroare și chiar îl fac să creadă că da, nu-i de ajuns Hristos. Da, dar voi ați desfința legea. Așa m-am scârbit și sunt scârbit până peste cap de comentariile astea. Da, dar voi sunteți călcători de lege. La toate postările, la toate predicile, cu agresivitate ieșită din comun, nu contează că 50 de minute, o oră, e propovăduit Iisus care poate să mântuiască, care poate să vindece, care a murit și și-a vărsat sângele pe cruce. Nu-i de ajuns, mă! Da, dar voi nu țineți sabatul. Serios? Serios? Haideți să vedem, că vreau să vă vorbesc cu Scriptura. În față, Galateni 3,
Dăm te rog frumos la Galateni 3, începând cu versetul 1 și spunem așa: O, galateni echipzuiți! Și pune semnul exclamării. Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor căror a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit următorul 2? Iată, numai ce voi să știu de la voi, prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Și vreau să dăm, te rog frumos, David, la versetul 1 înapoi și zice aici: O, galateni nechipzuiți! Termenul în greacă este anotoi, de la verbul, substantivul nous, care înseamnă minte. V-am mai spus că în greacă un a în față înseamnă fără sau negație, da? Și anotoi înseamnă, Pavel le zice aici, o galateni fără minte. O galateni fără minte. Pavel era foarte direct, foarte direct la gură și la vorbire. O galateni care v-ați pierdut mințile, care mai pe direct și mai pe grecește, o galateni nebuni, v-ați pierdut facultățile mentale. Cine v-a fermecat? Și termenul aici este ca cel din 2 Corinteni 4:4, te rog frumos, David, 2 Corinteni 4:4 și vedeți și sună, fermecat. Cine v-a fermecat, adică cine v-a vrăjit, cine v-a insuflat un duh obraznic de seducție religioasă, că există așa ceva, zice, a căror minte necredincioasă, atenție, a căror minte necredincioasă a orbit-o cine? Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind ce oameni buni, ce trebuie să strălucească noi? Ce trebuie să strălucească noi? Ce trebuie să strălucească noi? Lumina Evangheliei slavei lui Hristos. În momentul în care ți-ai făcut ca scop ca toate femeile să poarte batic, ai deviat de la mesajul Evangheliei, că nu ăsta e mesajul salvării prin Hristos. În momentul în care ai pus ca scop al vieții tale ca toți oamenii pe care îi întâlnesc să nu mai mănânce carne de porc, ai deviat de la Evanghelie, că nu ăsta e mesajul Evangheliei. În momentul în care ți-ai pus ca scop al evangelizării ca toți oamenii să țină sabatul cum îl ții tu, ai deviat de la mesajul Evangheliei, că nu ăsta e mesajul Evangheliei. În momentul în care ți-ai pus ca scop al evangelizării ca toți oamenii să cânte ca tine, să aibă biserica ca ta, să n-aibă lumini, să nu aibă nu știu ce bocanci în picioare, ai deviat de la scopul Evangheliei, pentru că scopul Evangheliei este acesta: Hristos este suficient să te mântuiască, să te salveze. Amin? Și vom vedea ce pune Hristos în noi, că nu ne lasă goi. Nu ne lasă goi. Zice, cineva va nebuni de cap ca să deviați de la acest adevăr atât de important, că Hristos aduce harul mântuitor, glorificat să fie Dumnezeu. Este aici, știm cu toții, în 1 Ioan, dă-te rog frumos, David, 1 Ioan 4:6 și citim cu toții: noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ce face? Ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem ce? Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Este în greacă, pentru Duhul rătăcirii, se pneuma planois, așa este în greacă, și înseamnă spirit seducător spre învățătură falsă și se găsește, știți, și în 1 Timotei 4 cu versetele 1 și 2 zice: în vremurile de pe urmă oamenii se vor lepăda de învățătura sănătoasă ca să se alipească de ce? Învățătura dracilor, care în greacă este didaskalos daimonion, de învățătura dracilor. Sunt draci care se ocupă și ei cu învățătură. Și scopul lor nu este neapărat să te tragă într-o religie, în islam, în budism, spre ocultism. Nu! Să te devieze de la Evanghelia, care vine clar cu mesajul acesta: Hristos aduce în voi puterea mântuitoare. Continuă Pavel aici și zice așa, și am primul punct pentru voi. Legea este ulterioară sau este după legământul
lui Dumnezeu cu Avram, prin care Dumnezeu a zis că toate neamurile vor fi binecuvântate. Și uitați aici ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Galateni 3 cu 6. Tot așa, și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Credința aceasta în Dumnezeu i-a fost socotită ca neprihănire. Avram nu primise legea asta ceremonială cu care unii ne tot macină. Avram avea în el o lege a neprihănirii, a dreptății, a iubirii, a respectului. Îl vedem în Avram pe Hristos, da sau nu? Îl vedem, da sau nu? De unde, oameni buni? De unde e neprihănirea lui Hristos? Cine o pusese în el? Că nici nu exista lege. Avram nu primise o lege în mână să-i zică, da mă, uite, ține sabatul așa, nu mânca porc, nevastă ta să poarte batic. Nu! Cânt așa, scena ta să fie așa, biserica ta să fie așa, vezi să nu pui lumini. Nu! Avram avea legea lui Dumnezeu sădită unde? În inima lui, oameni buni. Zice, aici Pavel zice, măi, oameni buni, neprihănirea lui Avram, de unde venea, oameni buni? Din lege sau din Dumnezeu? Vă întreb eu pe voi. De unde venea puterea neprihănirii lui Avram? Din Dumnezeu. Legea a fost foarte bună, legea aceasta ceremonială a fost foarte bună pentru evrei, dar vom vedea, atenție, de ce foarte bună. Nu vă încredeți în acest foarte bună, pentru că vom vedea, de fapt, care a fost scopul. Dau mai departe. De fapt, vreau să vă mai zic câteva lucruri aici. Sutașul roman, când a venit la Hristos și a zis, Doamne, am un rob acasă, care este grav bolnav, ce a zis Iisus Hristos? Am să vin să-l tămăduiesc. De ce? I-a zis Iisus Hristos sutașului, am o listă de legi față de tine. Trebuie să ții așa sabatul, să mănânci asta? Asta, tăiați-vă toți împrejur și după aia vin la voi și vă voi vindeca. Nu! Prin credință, Hristos este suficient să vindece ființa ta și asta vreau să fie legătura ta cu Dumnezeu. Amen? Ca să vă răspund foarte punctual. Apoi, ia uitați, alt exemplu. Demonizatul din Gadara. Mulțumesc foarte mult, Adi. Demonizatul din Gadara. Iarăși, Iisus Hristos s-a dus în Gadara și acolo erau neamurile, nu erau evrei. L-a eliberat Dumnezeu pe demonizat și după ce l-a eliberat pe demonizat, i-a dat cumva Iisus o carte a legii și a zis, fă toate lucrurile astea, 4 ani dăm examene și după aia te duci și mă vestești pe mine? Nu! Iisus a fost suficient pentru acel demonizat, ce a pus Iisus în el și ce a lăsat Iisus în el a fost suficient ca să-i zică, du-te cu puterea pe care am pus-o în tine și mărturisește ce am făcut în dreptul vieții tale. Oameni buni, scopul și concentrarea noastră trebuie să fie pe Iisus Hristos. Iisus Hristos. Asta este Evanghelia. Exact ce v-am spus la timpul de închinare. Să crezi pur și simplu că da, dacă ai rostit numele lui Iisus Hristos în dreptul vieții tale și ai spus, cred în Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu, este suficient ca Iisus Hristos să-ți scrie numele în cartea vieții, Iisus Hristos, că vom vedea, nu ne oprim aici, vom vedea ce pune Iisus și ce face Iisus într-un mod imediat, urgent și permanent. Atenție! Într-un mod urgent și permanent în noi. Vom vedea ce face, că mi-am notat pe Biblia asta, am pierdut o Biblie, apropo, am fost în Italia și soția mea a văzut acolo un lac fantastic, un lac minunat și eu aveam Biblia, o scosesem să citesc un pic așa în răcoarea dimineții, am scos Biblia, am lăsat-o pe buturugă și am făcut atâtea poze că n-am mai citit nici din Biblie și am și uitat-o. Și era Biblia mea cu toate notițele, cu toate predicile, cu multe, multe, multe. Și nu aveam niciun număr de telefon în ea. Pe Biblia asta am scris de vreo 5 ori numărul meu de telefon. Și am scris pe ea numărul meu de telefon peste tot aici și aveam foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și vreau să vă vorbesc despre această putere a Evangheliei și esența Evangheliei că este suficientă pentru salvarea și mântuirea oamenilor.
Un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau. Famenul etiopian, ca asta vă spuneam, legea e ulterioară lui Avram. Famenul etiopian, Dumnezeu l-a trimis pe Filip și vă pun niște întrebări clarificatoare și care să vă lumineze. Despre cine citea Filip din tot Noul Testament? Cine știe ce citea Filip? Ce citea? Despre Iisus, oameni buni. Despre Iisus, voi vedeți esența. Voi vedeți esența. Din tot Vechiul Testament, famenul este interesant și nu la voia întâmplării ne spune Biblia că Dumnezeu l-a călăuzit pe omul acesta să cumpere ca suvenir de la templu, nu altceva, nu din Deuteronom, nu din Leviticul, nu din Numeri, nu din Exod, nimic despre îmbrăcămintea preoților, nimic despre sabate, nimic despre dietele pe care ar trebui să le țină un evreu, nimic despre circumcizie, nimic despre îmbrăcăminte, ci totul din Isaia 53 despre Iisus Hristos, Domnul vieții. Glorie Lui! Haleluia! Și se duce Filip la famenul etiopian și nu îi spune nimic altceva. Nu-l ia cu ceremonii, nu-l ia cu sabate, nu-l ia cu diete, nu-l ia cu mâncăruri, nu-l ia cu zile de sărbătoare, nu-l ia cu tradiții, nu-l ia cu nimic altceva, ci decât cu Hristos și îi spune așa: Iisus este de ajuns ca să fii mântuit. Și știți ce spune el? Uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce mă împiedică să mor în Hristos ca să-mi vii împreună cu El? Asta l-a interesat pe famen. Eu vreau să vă întreb, oamenii când vorbesc cu voi, ce înțeleg, oameni buni? Ce înțeleg? Dacă după ce un om a vorbit cu tine, înțelege că Evanghelia este despre batic, a eșuat! Tot a eșuat! Dacă un om după ce a vorbit cu tine, înțelege că Hristos sau credința este despre mâncare de porc sau despre un sabat, a eșuat lamentabil și diavolul se bucură de tine. Ești cel mai prost propovăduitor al Evangheliei. Ai ratat maxim. Dar dacă un om după ce a vorbit cu tine a înțeles că Iisus este suficient să-l mântuiască și că este imperios necesar să ierte păcatele, și dacă acel om zice în inima lui: vreau să fiu botezat, vreau să mă botez pentru că am înțeles că trebuie să mor în Hristos ca să-mi vii împreună cu El, ești un propovăduitor bun al Evangheliei. Voi vedeți cât de ușor diavolul ne poate devia de la Scripturi și de la Evanghelie. Cine a observat? Foarte ușor, uite atât. Pam! Accentul pe ce? Voi sunteți aia care nu beți, care nu fumați. De-aia zice Pavel, păi voi ați ajuns să propovăduiți iarăși învățătura începătoare cu nu lua, nu gusta, nu pune mâna, îmbracă-te așa, pune așa, fă așa, fără scenă de-aia, fără lumini de-alea, a ține sabatul așa, nu-l ține așa, mănâncă așa, nu mânca așa. Și Pavel, scârbit de aceste propovăduiri false și mincinoase, zice: opriți-vă și propovăduiți-L pe Hristos, care poate să pună neprihănire în om. Amin? Zice, dacă vă întoarceți din nou la lege, Pavel spune foarte, foarte puternic în Galateni, zice așa: Hristos a murit degeaba. Și mai spune ceva foarte grav: voi v-ați lepădat de Hristos. V-ați lepădat de Hristos. V-ați lepădat de Hristos. Famenul etiopian a plecat acasă și Biblia nu ne spune că Filip i-a zis: da, dar vezi că de acum trebuie să ții ca noi, vezi să te tai împrejur, vezi să ții sabatul așa, vezi să faci așa, vezi să faci așa, vezi să faci așa, clădirea ta în care te închin trebuie să aibă pe pereți, să fie tapițată cu icoane, să fie naos, pronaos, altar. Am acasă o carte în care așa, pe ani și pe zile, ți se spune când au introdus termenul de preot din nou pentru slujitor, când au introdus clădirile astea bisericești prin ce an, și te înfiori când vezi 300. Moaștele le-au introdus pe la 1300. Măi, oameni buni, 1300, mă! Ia numără vorba lui fratimiu. A venit fiul la el repede și zice: tati, vreau să plecăm acasă. Și stăteam de vorbă, voiam să mai stăm. Și taxul îi zice: numără până la 10 minute. Știi? Și a rămas fiul perplex așa. Cum să număr până la 10 minute? Copil mic de
4 ani, 5 ani, numără până la 10.000 de. Așa vă zic și eu, ia numărați-mă până la 1.300. Ia numărați până la 300 când a fost introdus botezul copiilor. Numărați de la Hristos până la 300 de ani, numărați în zile, să vedeți că vă crește barba. Vă mai crește un centimetru de păr până numărați la anul 300, numai după zile. Ați înțeles? Numărați să vedeți. Nu ne mai întoarcem, oameni buni, la lege, nu ne mai întoarcem la... Noi vrem să rămânem cu Hristos și Hristos este suficient să planteze noi neprihănirea, după care să fim socotiți neprihăniți, și este suficientă să planteze noi neprihănirea și Duhul Său cel Sfânt, care să ne dea direcția neprihănirii. Amin? Ce trebuie să le spui oamenilor, și cu asta îi buimăcești, oameni buni, eu nu-L ascult pe Hristos sau nu sunt neprihănit pentru că am în buzunar o listă și o deschid așa și cade sulul la picioare și se duce așa sulul. A, ce n-am voie să fac? N-am voie să fumez. Ok, doi, n-am voie să curvesc. Da? Și repet de 1000 de ori că n-am voie să curvesc. Și când văd o femeie, n-am voie să curvesc. Și încep să mă schilodesc, să mă autoflagelez, să-mi dau cu bice pe spate, să-mi dau palme. Era unul care, călugăr, un ordin de călugări orbi, care mergeau cu ochii închiși să nu vadă femei, se loveau cu capul de pereți și erau mereu răniți, erau mereu loviți cu sânge pe la nas, erau juliți, erau călugării juliți, le mai spunea și era porec la lor. Pentru că ăștia nu trăiau prin har, ci trăiau prin lege. Sunt două tipuri de creștini, creștini care trăiesc prin lege, adică călăuziți de lege. Ce spune legea? Nu fă. Și stau cu încleștare și le e greu pentru că văd femei. Eram azi la primărie cu un frate de-al meu de credință, ne-am zis la comisie la primărie, bă, și-a intrat o femeie. Am zis, băi, ele mere, suntem la bordel sau în primărie? Băi, frate, lenjerie de-aia pe ea, o dantelă de-aia pe ea, deci oameni buni, zici că a ieșit din dormitor de la ea. Mă făceam că plouă, mă uitam pe sus. Dar nu eram la modul să mă chinui, știi? Nu curvi cu privirea. Nu curvi. Tony, nu! N-am băgat capul, nu! Nu vreau! Nu, frate, eram relaxat cu femeia mea acasă, liniștit. Adică eram la primărie, dar gândul mi era la femeia de mea de casă. Liniștit, vorbeam cu Elemer, ne schimbam privirile. Nu m-am chinuit, știi? Elemer aici, nu trebuie să mă vadă că mă uit după femei, nu! Mă uitam în ochii lui Elemer, Elemer s-a uitat la mine, am văzut-o, știi, am râs în sinea noastră așa de am zis, ia, uite. E o relaxare în a-L urma pe Hristos, este sau nu este? E o relaxare. Asta e diferența între lege și har. Harul te face să trăiești pocăința relaxat, frumos, suav, blând, cu blândețe în tine. Oamenii cred că noi trăim după o lege, că nu înțeleg harul. Eu nu trăiesc pocăința după o lege. Amin? Eu nu, vă mai spun o dată, eu nu trăiesc pocăința după un set de reguli. Eu o trăiesc după chemarea Duhului care este în mine, care e o chemare frumoasă, curată. De-aia când vorbiți cu oamenii și vă întreabă, a, voi sunteți aia de nu faceți. Nu! Eu sunt ăla care am găsit satisfacție colosală în a trăi cum a trăit Hristos, în puritate și în curăție. Desfătare! Eu mă desfăt în harul lui Hristos. Amin? Nu, nu iau razna că n-am curvit, nu iau razna că n-am băut, nu iau razna că nu m-am drogat și mușchi limba după 30 de ani de pocăință, că a trecut o femeie pe lângă mine și nu m-am uitat un picuț la ea sau n-am poftit-o. Nu există așa ceva. Repet, există două tipuri de creștini inclusiv în biserică, după har și după lege. De care vreți să fiți? După har? Vrea toată lumea după har? Mâna sus cine vrea după har. Câți vreți după lege? Mâna sus câți vreți după lege. Ați tras-o repede, știi? Să ne prindă fratele Tony cu mâna sus.
Nimeni nu vrea după lege, că nu este viabilitate în credința după lege. Dar oameni buni, copiii noștri nu rămân în biserici, pentru că le prezentăm o credință după lege. Ei cred că totul este după niște reguli și nu înțeleg că având o relație cu Hristos, Hristos plantează în ei neprihănirea și ei trăiesc pur și simplu neprihănirea. Pur și simplu degajat. Efectiv degajat, cum am trăit-o eu. A venit un tânăr la mine și îmi zice, frate Tony, iar încă sunt în pornografie. Și am zis, poți să renunți și să-ți găsești desfătarea în puritate, cum și eu mi-am găsit desfătarea în puritate. Degajat! Dau mai departe. Haideți să vedeți, oameni buni, cât de gravă este situația asta cu legea. 2. Legea ne-a arătat că nimeni nu poate primi Duhul Sfânt prin ea. Încă o dată vă spun, legea ne-a arătat că nimeni nu poate primi Duhul Sfânt prin faptele legii. Adică nimeni n-a fost socotit neprihănit prin lege că ține legea și prin acele fapte ale legii a primit Duhul Sfânt. Vreți să vă citesc? Vreți să vă citesc? Vreți să vedeți că e în Biblie ce vă zic? Și după aia o să vă dau exemple. Da? Și uitați, citim aici Galaten 3, de la 2 la 5. Zice așa, iată numai ce voiesc să știți, să știu de la voi, prin faptele legii ați primi voi Duhul ori prin auzirea credinței? Vă mai întreb și eu, ca Pavel, pe voi. Prin faptele legii, adică prin faptele voastre ați primi botezul cu Duhul Sfânt sau prin credință? Că sunteți neprihăniți. Dar nu înțeleg unii, mă, cum a primit mă femeia asta blondă și creață și fără batic botezul? Cum a primit, mă, botezul cu Duhul Sfânt? Prin faptele legii sau prin... A fost ea socotită, neprihănită prin ea și a venit cu un set de fapte și a zis lui Hristos, meri Duhul Sfânt, de ce? Pâi, și a înșirat vreo 20 de pâi și Dumnezeu a zis, pâi, pentru că pâi, ia Duhul Sfânt. Nu prin credință, pentru că ai crezut că Hristos te poate curăți, atunci sfinți, curăți și te poate ține curat un vas de cinste, astfel încât să păstrezi în acest vas de cinste unde lemnul Duhului Sfânt. Zice Pavel, prin faptele voastre ați primit Duhul Sfânt sau că ați crezut că Hristos vă face sfinți? Vreau să vă spun un lucru. Știți care este marea problemă cu legea? Ne face să credem că noi am primit ceva prin noi. Păi eu în viața mea n-am purtat blugi rupți. Eu în viața mea nu n-am ieșit din casă fără batic. Eu în viața mea n-am mâncat carne de porc. Eu în viața mea n-am sărit vreun sabat. Pe toate le-am ținut. Și crezi că tu, spune povestea tata care e aici în biserică, era unul să-i dau un borcan să-i spargă fața. Că la muncă au glumit colegii și au pus un pic de carne de porc în un borcan. Au glumit cum erau ei. Na, pe șantier. Legea ne face să credem că noi suntem neprihăniți. Harul ne convinge de faptul că noi nu avem niciun merit. Pastor, preot sau enoriaș, niciunul nu avem vreun merit. Pentru că vreau să vă mai spun ceva, uitați. Da. Hai să vă dau următorul verset care spune așa și e și punctul 3. Legea de fapt ne-a arătat și ne arată că toți suntem sub blestem. Vreți versetul? Vreți versetul? Dă-te rog frumos la Galateni 3:10 și auzi ce zice aici. Căci toți cei ce se bizuiesc pe ce? Pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Voi știți că este imposibil să facem toate faptele legii? Știți că este imposibil? E imposibil! E imposibil pentru un om și atunci dacă unul vine cu două și zice că le ține pe două, și zice ție că neprihănirea vine prin ținerea acestor două, e un mincinos și este sub blestem.
Repet, e un mincinos și este sub blestem. Pentru că neprihănirea ta nu vine din două legi, ci neprihănirea ta vine din Hristos care efectiv a șters blestemul de peste tine. Și atenție, te socotește neprihănit chiar dacă nu ești. Vreau să vă spun un lucru. Eu vă spun un lucru șocant. Eu, în momentul de față, Tony Berbece, sunt socotit neprihănit doar prin Iisus Hristos. Câți de aici mă credeți? Mâna sus. Deci nu există să fi ajuns la un statut astfel încât să n-am nevoie de Iisus Hristos ca să mă socotească neprihănit. Eu, nu există așa ceva. Nu există. Mă credeți? Nu există. Dacă eu mă bazez pe legi că sunt socotit neprihănit, sunt blestemat. Eu înaintea voastră vă spun, oricât de multe legi țin, oricât de mult bine fac, oricât de tare sunt în Scripturi, ce mă socotește neprihănit înaintea voastră și înaintea lui Dumnezeu este doar Iisus Hristos. Deci este harul. Pentru că în secunda a doua, dacă Hristos ar fi luat de peste mine, eu aș fi o mare stârpitură și un mare nenorocit. Eu vă recunosc. Recunosc înaintea voastră. Așadar, dacă mai vine vreunul la voi să se laude cu legea, că el prin lege, că el pentru că ține, că el pentru că face, fals! E fals! Ești blestemat! Ce a demonstrat legea este că absolut nimeni, de la marele preot până la ultimul țânc care s-a născut, nimeni nu poate să o țină. Și atunci ce a demonstrat legea, că este următorul punct, legea demonstrează că cu toții avem nevoie de un salvator care se numește Iisus Hristos Domnul. Amin? Asta demonstrează legea. Că nimeni nu se poate salva prin el. Nimeni! Marele preot n-ajunsese la o statură în care să țină toate legile de sub el. Nimeni! Nimeni! Dacă ținea 499, mai erau deținut încă vreo 100 și ceva, până la 630 și ceva de legi câte sunt. Și atunci să te bați cu pumnul în piept că tu ești neprihănit prin lege și că ții tu, vezi, domnule, dacă nu ții tu nu știu ce zi și dacă nu ții tu o dietă și dacă nu te îmbraci tu nu știu cum. Îmi spune o soră, frate Toni, sunt prorociță și mă rog Domnului și îi spun, Doamne, spune-mi cum trebuie să mă îmbrac. Și știi ce a spus Duhul Sfânt? Cu rușine și sfială. Cu rușine și sfială. Atât, Doamne? Păi ce mai vrei? Pentru că legea, un alt lucru pe care îl face legea, știți care este? Să ne gâdile mândria. Eu mă pot mântui. Știți de ce a zis Dumnezeu tânărului care a zis ce să fac ca să fiu ce? Mântuit. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și Iisus i-a zis fă. Și după aia zice, le fac. I-a zis câteva din lege. Știți câte a zis? 4. El a zis pe primele 4. Pe astea le fac din pruncia mea. Ziceți, mai rămâne un lucru de făcut. Ce? Du-te și vinde. I-a zis ce nu putea să facă, pentru că vreau să vă spun un lucru. Ascultați-mă bine ce vă spun, că vă spun cu înțelepciune de la Duhul Sfânt și mă lau doar prin Hristos, nu prin mâna de țărână care e aici în fața voastră. Prin Hristos o spun și de la Duhul Sfânt o spun. Absolut în orice om din sala asta e ceva și în mine e ceva ce mă face nevrednic înaintea lui Hristos. Mă credeți sau nu? Cine mă crede? În absolut oricine din sala asta este ceva chiar acum. Și vreau să mă crezi. Chiar acum e ceva în tine ce te face nevrednic înaintea lui Hristos. Și cu toate astea Hristos te consideră neprihănit. Știi de ce? Că tu crezi în El. Că tu crezi în El. Dacă eu aș veni acum înaintea lui Hristos și aș spune, Doamne, vreau să fac totul ca să fiu mântuit prin mine. Dumnezeu știe ce îmi va spune? Tu te vindeți mașina. Sau, stați, renunță la pastorație. Credeți că aș face-o? Iubesc ce fac. Ar găsi Iisus în mine ceva ce mi-ar demonstra că nu pot să fac și că nu pot să faci, cum i-a zis lui Avram. Du-te, omoară-ți fiul. I-a demonstrat Avram. Dar vreau să vă spun ceva.
sunt hibe în toți oamenii lui Dumnezeu. Și cu toții suntem socotiți, neprihăniți doar prin Hristos. Amin? Voia Avram să-l omoare pe Isaac, dar știți cum era cu Sara? Aolo, jar mânca. Când i-a zis Sara, dă-o pe Abigail afară. Nu, pe cine? Pe Agar. Dă-o pe Agar afară, imediat. A dat-o. Fugărește-l pe Ismail. Era băiatul lui. Imediat l-a fugărit. În tot se găsește ceva. Oameni buni, merg mai departe și vreau să spun. Așa cum am spus, legea ne-a arătat nevoia de un salvator și spune, evrei, dă-te rog frumos la versetul 13. Suntem tot în Galateni, 3 cu 13. Ah, ai dat deja, mulțumesc. Hristos ce spune? Ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru cine, oameni buni? Pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Iisus a făcut blestem și ne-a ridicat blestemul nostru, pentru că niciun om n-ar fi putut să facă asta. Apoi, continuă, am zis că dăm și cea din Evrei, Evrei 10 cu 1, dă-te rog frumos, Evrei 10 cu 1 spune, așa, Evrei 10 cu 1, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Deci aici Pavel ne spune și sunt multe alte versete care vorbesc despre lege. Aici ce vrea să ne spună Pavel este că legea este abia umbra. Eu dacă ți-aș vinde ție umbra unei mașini, ai merge cu ea? Mulțumesc, sora Coca. Să-ți vând umbra la ceva. Bună ziua, vând umbre. Îți vând o umbră de cană, decorat, cu profides. Să-ți vând umbra, mă, știi? Umbra la apă, știi? Vrei o sticlă de apă? Da. Cât costă? Am doar umbre. Umbră de apă. Da? Glumeam noi când eram la școală, știi? Sandwich cu urme de salam. Sau cu umbră de salam. A trecut umbra de salam peste pâine și mâncam pâine goală. Pavel zice aici, legea, uitați că nu eu o zic și comparația aceasta nu-i făcută de mine, chiar dacă sună amuzant, nu-i făcută de mine, Pavel zice, legea care are ce? Citiți voi, vă rog frumos. Umbra bunurilor viitoare. Umbra! Măi, oameni buni, legea de când ne-a prezentat o umbră a ceea ce urma să vină. Cine este de fapt cel care trebuia să vină? Iisus Hristos, Domnul glorificat să fie El. Păi cum să mai mă întorc eu, mă, la umbră? Când umbra decât a trebuit să-mi demonstreze că n-am nimic. Că ei mergeau după o neprihănire și știți cum făceau? Când credeau că au îmbrățișat neprihănirea, era de fapt o umbră și vedeau dincolo umbra și iară mergeau după ea și n-o găseau. Și vreau să vă spun un lucru, evreii bâșbâie și astăzi după umbre și toți cei ce umblă după umbrele lor sunt niște înșelați, pentru că lucru real care le aduce mântuire este Iisus Hristos, Domnul. Nu mai umblați după umbre! Vă rog în numele lui Iisus, nu mai umblați după umbre, nu mai umblați după diete, nu mai umblați după zile, nimeni să nu vă judece cu privire la o mâncare, cu privire la o zi de odihnă, de zi de sabat, cu privire la un fel de îmbrăcăminte, că nu ești preot dacă n-ai sutană, că nu ești pocăită dacă n-ai nu știu ce vestimentație și acoperământ, că nu ești. Spune-i că Hristos te-a făcut neprihănire prin credință. Crezi în asta? Dumnezeu să te binecuvinteze. Da, nu te poți considera tu mântuit că arăți într-un fel, mă, nen. Nu te poți considera mântuit că mănânci ceva anume, mă. Nu o să intre nimeni pe diete în cer. Și închei, oameni buni, cu ultimul punct care zice legea, de fapt două puncte. Legea noastră a fost scrisă în inimi prin Duhul Sfânt. Și vreau să vă citesc. Dă-te rog frumos în 1 Ioan 2 cu 27. 1 Ioan 2 cu 27. Vreau să mai citim niște versete.
Ia uitați ce face Iisus. V-am spus că Iisus nu ne lasă goi. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El, ce face? Rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat El. Vreau să vă spun un lucru. Scriptura aceasta este foarte importantă. Este extraordinar de importantă. Zice Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu să ce? Să mântuiască oamenii. Cartea aceasta din mâna mea este infailibilă. Dar vreau să vă spun un lucru. Știți ce era pentru Pavel Evanghelia lui Hristos? Știți ce era pentru Pavel Evanghelia? Știți că atunci când Pavel predica și primii creștini din primele secole n-au avut Noul Testament scris cum e scris astăzi? Nu l-au avut. E foarte important. Noi avem mare har că este scris. Mare har că l-avem scris. Duhul Sfânt a lucrat să ne fie scris. Dar știți ce propovăduiau ei? Ce propovăduiau ei dacă ei n-au avut Noul Testament? Știați că n-au avut Noul Testament? Câți de aici mâna sus cât știați că n-au avut Noul Testament? Noul Testament l-au scris ei. Ei l-au scris. Multe, de exemplu, cartea Apocalipsa e scrisă prin 90. Iisus a murit și a înviat în 33. Prima evanghelie apare la vreo 10 ani, prin 40 și la 10 ani după ce Iisus a murit și a înviat. Ce-au predicat, mă, dacă n-au avut Noul Testament? Ce-au predicat dacă n-au avut Matei, Marcu, Luca și Ioan? Ce-au predicat dacă n-au avut epistola către Romani, către 1, 2 Corinteni, către Galateni, către Filipeni, către Efeseni, către Tesaloniceni, 1, 2 Timotei, 1, 2? Ce-au avut? Ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și vă învață toate lucrurile. Asta e Evanghelia lui Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei. Au murit cu Hristos pe buze. Au murit spunând că Hristos este suficient și dacă strigi la El, El coboară peste tine cu Duhul lui cel Sfânt, te umbrește cu aripile Lui și pune în tine toată înțelepciunea împărăției, pune în tine toate legile împărăției, pune în tine toată neprihănirea împărăției, ca tu să ieși de sub aripile Lui un ostaș vrednic și plin de adevăr. Aleluia! Asta este! Mie nu mi-e rușine cu Evanghelia lui Hristos. Pentru Evanghelia au murit și ne-au scris-o și nouă. Ne-au scris-o și nouă. Evanghelia este foarte simplă. Evanghelia o poți rosti la capul unui mort în 5 secunde ca să capete mântuire. Asta e Evanghelia. Dacă îi spui omului, crede că Iisus îți iartă păcatele, crede că Iisus te face nou, crede că Iisus a murit pentru tine. Dacă crezi că Iisus a murit pentru tine, vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și de-ți mai dă Dumnezeu zile să trăiești. Iisus scrie în tine toată legea Lui. Și vreau să spun un lucru. Vei trăi prin Duhul Sfânt tot ce scrie aici. Prin Duhul Sfânt. Vei trăi tot ce scrie aici, știți ce? Știți ce se întâmplă, oameni buni? Eu am lucrat în construcții mulți ani, vreo 14 ani de zile. Ajunsesem să am ochiul format. De multe ori puneam după ochi, când puneam dreptarul, bă, eram bolomboc, frate. Era perfect. Chiar de multe ori mă întreceam cu fratele meu Cristi, lucram amândoi în construcții, puneam după ochi, bă, ia vezi, mă, e drept, bă, când puneam bolobocul era acolo. Noi trebuie să ajungem într-o armonie a trăirii cu Duhul Sfânt, astfel încât cartea asta să fie toată noi și noi în cartea asta, amin? Ăsta e dreptarul și în dreptarul, când te abați, îl pui pe tine și descoperi calea adevărului din nou sau te îndreaptă, dar vreau să spun ceva, Duhul pe care Hristos îl pune în tine, paracletul care lasă peste tine, puterea și forța pe care Hristos o lasă peste tine, nu face altceva decât să te facă să trăiești în mod automat, în mod instinctiv și în mod neabătut în concordanță cu cartea asta. Ai înțeles? Asta face Duhul Sfânt în noi. Îmi aduc aminte că s-a întors din orașul Jilava, s-a întors un tânăr
de neromă care făcea foarte multe prostii, foarte multe mizerii. Nici nu era semi-analfabet sau analfabet tehnic. Adică știa să citească așa, pe silabe ce învățase la școală, nu citise nimic. Omul vorbea cu e multe, cu e puține. Era un ștrengar, un borfaș așa de cartier, știi? Și s-a întors la Dumnezeu, la o evangelizare pe care am făcut-o în cartier. Nu știu cum, de prin Jilava a ajuns în cartierul în care atunci eram. Și s-a întors la Dumnezeu. Nu citise niciodată Biblia, dar și-a predat viața în mâna lui Hristos. Și eram cu el în tramvai, nu pot să uit niciodată clipa aceea, eram cu el în tramvai și se ținea de bară și îmi spunea versete din 1 Ioan. Îmi spunea versete pe care Duhul Sfânt le insuflase și el avea o râvnă incredibilă, se citea Hristos, lumina feței lui Hristos se citea peste el. Eu crescut, născut în biserică, de la 4 ani m-a dus mama în biserică, am supt în biserică, am biberoane, am stors biberoane în biserică, am dormit pe băncile bisericii. Și omul ăsta, întors ieri la Hristos, îmi cita din 1 Ioan fără să deschidă 1 Ioan. Șocat îi spun, mă băiatule, tu știi că citezi, nici nu știa ce înseamnă citezi. Azi, nu citezi, frățioare, că n-am ce de pe ce să citezi. Nu citești, mă, citezi. Păi ce-i aia? Nu mă lua cu d-astea. Zici, eu n-am citit Biblia niciodată, frățioare. Eu trebuie să mă apuc acum să învăț să citesc Biblia. Dar eu îi zic, tu știi că ce ai spus un sfert de oră. Tu mi-ai spus aproape toată cartea Ioan, 1 Ioan. Și erau versete pe care le reda prin Duhul Sfânt aproape exact cum sunt în Scriptură. Eu atunci mi-am dat seama de un lucru, că Duhul Sfânt care coboară peste tine este același cu Cel care a scris Biblia. Țineți minte asta. Duhul Sfânt care coboară peste tine și coboară în tine și asta nu contrazice, mai lasă un pic, te rog frumos, David, mai lasă o dată că nu contrazice Biblia. Ce v-am spus aici, 1 Ioan 2 cu 27, poate veți spune, a, păi ce vreți să zici, frate Tony, că nu mai avem nevoie din Biblie, de Biblie, ne zici acum că nimeni nu trebuie să ne mai învețe, păi de ce ne mai înveți din Scripturi, oameni buni? Ceea ce vă învață Duhul Sfânt prin insuflare divină este același lucru cu ce găsiți în Biblie. Și ce găsiți în Biblie este același lucru cu ce vă învață Duhul Sfânt. Luați-le pe amândouă și trăiți cu amândouă. Amin? Trăiți cu amândouă. Ai nevoie de asta. Și vreau să vă mai spun un lucru. Mai sunt multe. Uitați ce profețeau profeții. Te rog frumos, David, din nou, lasă spune ceva din Ieremia 31, de la 31 la 34. Ieremia 31, de la 31 la 34, zice așa. Iată ce profețea Ieremia, oameni buni. Cu 500 de ani înainte să vină Iisus Hristos, regele regilor, domnul domnilor. Cu 500 de ani înainte să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste oameni. Zice, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ de care... Nou! Care e acela? Dă mai departe, te rog. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământul pe care l-au călcat, măcar că aveau drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea unde? În lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Fac un legământ nou cu tine, române, fac un legământ nou cu tine, tânăr drag sau tânără, bătrân sau ce-o-i fi din Biserica Profides, fac un legământ nou cu tine, iar acest legământ este prin Duhul Sfânt să scriu în inima ta legea pe care nu vei mai putea încălca, pentru că legea aceea este însăși viața ta și inima ta. Glorie lui Iisus Hristos! Asta era ce profețeau evreii, profeții evrei. Vine o zi când toată Biblia asta va fi scrisă în tine, Tony. Vine o zi când vei citi din Biblia asta și va clocoti în inima ta și vei spune, da, este ceea ce cred, este ceea ce trăiesc, este ceea ce a pus Iisus în mine. Vine o zi când nu o vei mai avea doar înaintea ochilor tăi. Pentru că dacă o ai doar înaintea ochilor tăi, o vei călca în picioare. Ci vine o zi când legea mea va fi în inima ta. Noi nu desfințăm nicio lege. Și știți ce am făcut cu legea? Legea iubirii lui Hristos. Am sădit-o în inimi. Zice și toată legea. Vreau să vă citesc din Galateni. Ia uitați ce zice apostolul Pavel.
Noi nu desfințăm legea. Vreau să dăm la Galateni din nou. Ia uitați ce frumos zice Apostolul Pavel. Și zice aici, ia uitați. Fraților, versetul, capitolul 5 cu 13. Și după aia, nu, cu 3, capitolul 5 cu 13, 14 și 15. Capitolul 3, nu, scuză-mă, David, e bine ce ai pus, e bine. Galateni 5 cu 13. Fraților, și vreau vă rog frumos toți ochii ațintiți asupra acestor versete. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Asta înseamnă slobozenie. Ce libertate? La ce libertate ne-a chemat Hristos? Adică, voi nu mai sunteți datori să mâncați o anume mâncare. Nu mai sunteți datori să nu mâncați porc. Îmi aduc aminte când Omar a mâncat porc. Ia mă cum e. I-am zis, Omare, nu păcătuiești cu nimic. Dacă până acum ai mâncat porc, nu păcătuiești cu nimic că mănânci. Molfăia Omar al meu o bucată de cărnat. E mai bună oaia. Zic, frățioare, alege ce dorești tu. Dar niciodată să nu consideri că dacă mănânci așa sau așa, aia ți-aduce mântuirea. Sau dacă te prinde venirea Domnului cu porc în stomac, nu te ia că ești greu. Da, într-adevăr, porcul cade greu. Dar te ia Hristos și cu șoric în stomac. Câți credeți asta? Te ia Hristos și cu șoric în stomac. E realitate. Zice, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din această libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. N-ați fost chemați la păcat, ați fost chemați la neprihănire. Și fiți atenți. Ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Asta e legea lui Hristos. Continuă 14 și zice așa. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. M-a introdus cineva zilele trecute într-un grup cu 250 de pastori și slujitori. Am văzut acolo chiar și politicieni și pastori, foarte multe fețe bisericești. Și am văzut că fiecare posta zilnic câte un articol sau o predică scrisă sau rostită de fiecare slujitor în parte. Și zic, dacă această persoană m-a introdus și pe mine, fără să-i cer, în acest grup de slujitori, e o invitație să postez și eu o dată pe zi o predică sau un articol pe care îl scriu. Și am început să postez. Și astăzi a ieșit o discuție foarte aprinsă. Cine-i berbecetoni? De ce îl promovați? Îmi zicea mie de ce îl promovez pe Toni. Zic, păi nu-l promovez. Eu sunt. Eu nu mă promovez pe mine. Eu postez ce Dumnezeu mi-a dat, că aici scrie grup de zidire spirituală și îmbărbătare spirituală. Nu-l mai promovați pe Toni! Zic, păi îmi zici mie să nu mai mă promovez, asta înseamnă să ce, să mă încui în casă? Eu nu ești azi din casă că mă promovez. Eu nu ies azi pe Facebook că mă promovez. Ce aveți, mă, oameni buni? Ce vă deranjează? Rodul acestei lucrări, ce vă deranjează? Scrie altcineva, alt prelat față bisericească. Eu nu știu cine-i Toni ăsta, dar nu mai postați cu el pe aici. Păi dacă nu știi cine este, zice alt, păi dacă nu-l cunoști, de ce să nu-l mai promovăm? E ca și cum ți-a zice, nu te știu, dar te urăsc. Nu te știu, dar nu te înghit. Păi dacă nu mă știi, cum să nu mă înghiți? Eu vă înghit și că vă știu și că nu vă știu. Chiar dacă unii mai îmi stați în gât așa câteodată, aveți oase, vă înghit pe toți prin Hristos. Mi-a dat Hristos un gât, se vede că i-am pus și maletă. Mi-a dat Hristos un gât să vă înghit pe toți. Chestia asta că nu vă înghit, nu mă înghiți, cine este? Lasă-l mă să pun acolo.
Dacă ai găsit ceva care nu este conform încredințărilor tale, zic, fraților, nu e loc de mine în împărăția lui Hristos. Scrie acolo titlul slujitorii împărăției. I-am zis, fraților, cum vreți să intrăm în cer? Dacă noi nu ne înghițim unii pe alții, dă versetul, te rog frumos, lasă versetul acela. Dar dacă vă ce? Vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Știți de ce a venit Hristos cu legea Lui? Pentru că legea Lui este legea iubirii. Dacă prin lege ne mai uitam unii la alții și ziceam, tu ești spurcat, că mirosea porc, mirosea porc, ai tăiat porcul, ești spurcat, pleacă de aici. Dacă ne uitam la femei și ziceam, ești spurcată, că ești în cum se zice, perioadă, ești spurcată, că ești la menopauză, ești spurcată, că ai scurgere de sânge, astăzi nu mai poate fi numită nicio femeie spurcată, că e la menopauză sau că e pe stop. Ce cineva, pot să vin, frate Toni, că-s pe stop. Zic, vin o sără, că la Hristos nu există stopuri de-astea. Serios, vă spun în fața bisericii. Frate Toni, pot să vin? Vin o soră scumpă, că Hristos a anulat stopul. La el e doar pe verde. E doar pe verde. Păi ce facem cu femeile care sunt la menopauză? Le ținem acasă? Că mai durează. Le ținem acasă? V-a scos Hristos de pe stop. Nu mai spurcați nimic. Hristos v-a adus într-o lege a iubirii în care eu nu am dreptul să numesc spurcat pe nimeni. Stricat, spurcat. Hristos ne-a chemat la o lege a iubirii. Zice, iubește-l pe altul, cum? Ca pe tine însuți. Îmi spune un frate, nu mai vreau să vin la biserică, profitez. De ce? Nu m-au salutat niște frați pe stradă. M-au ocolit. Oameni buni, nu ocoliți pe nimeni, că nu vă costă un salut și o îmbrățișare. Hristos a murit ca să ne iubim și să ne îmbrățișăm. Hristos a murit ca să avem loc unii de alții. Și pe grupuri și în biserici. Așa cum suntem. Să avem loc unii de alții în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Iubiți legea lui Hristos? Câți de aici iubiți legea lui Hristos? Câți de aici iubiți harul lui Hristos? Câți de aici vreți să trăiți în harul lui Hristos? Hai să ne ridicăm în picioare. Și vreau să vă spun un lucru. Nu mai lăsați pe nimeni să vă farmece cu privire la lege. Că există o singură lege și aceea este legea lui Hristos. Și legea lui Hristos spune așa, vă mai citesc o dată, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă tu vrei ca aproapele tău să fie la fel de iubit cum te iubești pe tine, poți să faci lucrul acesta doar prin Hristos. Asta e minunea pe care o face Hristos. Mă ajută să-L iubesc pe Beni de la pian la fel cum mă iubesc pe mine, ceea ce e lucru imposibil fără Hristos. Nu-i așa, Beni? Fără Hristos lucrul ăsta e imposibil. Sunt unele persoane cu care eu n-aș fi compatibil deloc. Vi se întâmplă mâna sus? Mâna sus, suntem oameni. Sunt în biserica asta oameni pe care eu dacă eram în lume fără Hristos, nici nu-i băgam în seamă. N-aveam ce să caut cu ei. Însă Hristos face o minune. Îi face pe toți compatibili cu mine. Și cred că și pe mine compatibil cu toți. De-aia vei vedea în biserica Profides oameni de tot soiul. De-aia spune Pavel, în biserică vei vedea grec cu iudeu, femeie cu bărbat. Știți bisericile alea clasice în care bărbații erau pe o parte și femeile pe o parte? Eu am copilărit într-o biserică de-aia. N-am înțeles niciodată de ce. Că ce? Hristos ne-a chemat să stăm la oaltă, să ne iubim unii pe alții. Să ne putem uita unii
Chiar dacă după aia când ieșim unii intră în Mercedes și alții în Logan, aici și oriunde am fi, ne luăm în brațe, ne pupăm și suntem frați în Hristos. Și pe noi nu ne diferențiază nici Mercedesul, nici Loganul, nici slujba, că de-aia în biserica primară stătea șeful de robi lângă rob. Ați auzit? Sclavul lângă stăpână-s. Și în biserică aici dă și mie harfă. Păi stai mă că acasă tu îmi speli picioarele și aici am zis dă-mi și mie harfa? Scuză-mă, stăpâne, dă și mie harfa. Hristos ne unește și îl face pe stăpân să-l iubească pe rob ca pe sine însuși. Îl face pe angajator să-l iubească pe ăla de dă minimul pe economie. Îmi spune un frate care s-a întors la Dumnezeu și a primit nepalezi la muncă. Îmi zice așa, frate Tony, eu sunt obligat de contract să le dau masă, cazare și 500 de euro. Dar eu le mai dau încă 250 de euro. Le dau 750 de euro. Că am stat și m-am gândit, cum ar fi fost pentru mine? Și uneori le dau mai mult. Uneori ajung poate și la 1000 de euro. Și le dau mâncare de aia bună, le burdușesc frigiderele. Și le-am luat saltele de alea bune și stau în apartamente cum aș fi stat eu. Pentru că Hristos ne face să iubim pe alții cum ne iubim pe noi înșine. Iubiți-vă, oameni buni, că așa împliniți legea. Legea lui Hristos. Haideți să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru legea lui minunată și suficientă pe care a lăsat-o peste noi. Vreau să vă întreb încă o dată un lucru. Vă este clar cum e cu legea și cu harul? Mâna sus dacă vă este clar. De acum încolo, să nu mai lăsați pe nimeni, și vreau să vă citesc, să nu mai lăsați pe nimeni să vă judece. Dă-te rog frumos la Coloseni 2:16. Asta să fie încheierea. Coloseni 2:16. N-a spus-o Tony, ce o spune Apostolul Pavel acum aproximativ 2000 de ani. Nimeni, dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Care sunt, și 17, umbra lucrurilor viitoare, spune Pavel și în Coloseni, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie, eu țin legea, eu fac, eu dreg, și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii pământești. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul rănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile care? Începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături de care? Omenești. Au într-adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Nu sunt de niciun preț. Țineți minte, Hristos în voi nădejdea slavei. Hristos în noi nădejdea slavei. Vreau să-i mulțumim în seara asta lui Hristos pentru harul lui. Vreau cu smerenie să-i mulțumesc și să înțelegi că nimeni nu stă înaintea Lui având ceva. Toți suntem morți fără El și în păcat fără El. Dacă ne socotește ceva neprihăniți, este El și jertfa Lui. Ne rugăm Domnului și îi mulțumim.